Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc a fost o reușită. Apreciază primarul Tudor Pendiuc manifestarea ajunsă la a cincea ediție și desfășurată în perioada 19-21 noiembrie la Casa Sindicatelor Pitești. După cum bine știți, la sfârșitul săptămânii trecute, în Pitești s-a desfășurat Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Au fost trei zile, o zi de preselecție și o zi de concurs și o zi de cernare a premiilor și, sigur, în completare, recitaluri. Consider că a fost o reușită acest festival. Consider că a fost peste câteva ediții anterioare, aceasta fiind a cincea, și dacă ține seama de entuziasmul spectatorilor din ultima seară, credem noi că am îmbinat muzica lăutărească veche și cu alte genuri ale muzicii populare. Iar trebuie să vă mai spun că, să fac o remarcă, și anume faptul că acest festival al nostru este oarecum atipic. Nu este un festival gen descoperind tineri talente. Acesta este un festival care se pune în valoare muzică lăutărească veche. Și cum Zavaidoc interpreta muzică lăutărească și când avea 18 ani și când avea 60 ceva de ani, nici noi n-am pus limită de vârstă pentru participanți. De aceea ați văzut probabil participanți, unul chiar câștigător de 62 de ani, dar și participanți de 20 de ani. Am avut bucuria să constatăm o diversitate de voci și participanți din întreaga țară. Am avut și din Iași, am avut și din Mehedinți, am avut din zona de sud. Prin intermediul acestui festival, care pune în valoare muzica lăutărească veche, începem să ne găsim locul în conștiința iubitorilor genului, mai spune edilul șef.